Scriptura spune în cartea Psalmilor și în mulți psalmi spune aceasta, pentru că de fapt era un serviciu special instituit de Domnul încă de pe vremea lui David. Mulți psalmi încep cu cuvintele lăudați pe Domnul. Știți care era orarul pentru ca oamenii să laude pe Domnul? Era un serviciu levitic, repet, de pe vremea lui David instaurat, asta prin descoperire dumnezeiască, să stea zi și noapte să laude pe Domnul. Aceasta după modelul din cer, unde fără încetare Dumnezeu este lăudat. De aceea, dragii mei, în această seară am avut harul să-L lăudăm pe Domnul împreună și să o spunem tot mereu, slăvit să fie Domnul. Și amenul care spunem noi, zice Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, este tot spre slava lui Dumnezeu. Și când rostim aleluia și când spunem osana sau cum spunem alte cuvinte de apreciere, de recunoștință față de Dumnezeu, Dumnezeu este slăvit și merită să fie slăvit. Sau nu merită? O merită din plin. Vrednic este Domnul de laudă. Din partea Lui, pentru noi toți, asta e rugăciune, dorim Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa ar fi frumos, noi toți să binecuvântăm pe Domnul și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți. S-a citit din Faptele Apostolilor ceea ce pot numi a doua slujbă de evangelizare din Europa și prima persecuție creștină din Europa. Vedeți cât de aproape e persecuția de evangelizare. Prima slujbă a fost fără persecuție. A doua, deja cu persecuție. Pe bună dreptate se spune că pe pământ creștinismul și în prezent este cea mai persecutată religie. Dar oare de ce? Cum să nu fie cea mai persecutată? Pentru că este religia Domnului Iisus Hristos. Pe pământ, cine este stăpânitor până un altă? Diavolul, cel mai mare dușman al Domnului Iisus Hristos. Este o ostilitate generală, permanentă. Și aș vrea chiar acest adevăr să-l observăm încă de la început, în textul nostru. Și de altfel, în seara asta, întrebarea care vă pun e de partea cui sunteți în acest conflict. Poate va zice cineva, cum mă dai pe mine de partea satanei? Dragii mei, diavolul la cei din armata lui nu le pune la toți chipiul la fel. N-are siglă exterioară ca să se identifice. Dimpotrivă, cea mai mare pasiune a diavolului e să aibă soldați care poartă sigla lui Dumnezeu. Și ei, vieții oameni, să creadă că sunt de partea lui Dumnezeu. Amintiți-vă de un înțelept, pe nume Gamaliel, despre care citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, care a rostit următoarele cuvinte către niște oameni ce formau, atunci așa era forul religios, dar era și forul politic. Elita țării, Sanhedrinul. Fapte 5 cu versetul 39. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. El le-a dat un indiciu. Care a fost acesta? A zis, dacă lucrarea e de la Dumnezeu, nu poate fi oprită, merge înainte. Adică cei ce sunt cu Dumnezeu sunt biruitori în final. A zis, uitați-vă după aceasta. Cineva a scris o carte în care a descris sfârșitul cezarilor romani, primii persecutori în masă a creștinismului. Toți acești persecutori au sfârșit-o, puțin spus, falimentar. Biserica a rămas și va rămâne. A spus-o Domnul Iisus, nici porții locuinței morților nu vor putea birui. Este un cuvânt frumos, citesc din Cartea Apocalipsei, capitolul 17,
versetul 10. Sunt șapte împărați. Cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni va rămâne puțină vreme. Și fiara, simbolul general al tuturor împăraților, este al optelea împărat. În numărul celor șapte merge la pierzare și cele 10 coarne vor primi putere împărătească timp de un ceas. Toți au același gând. Ce? Să se războiască. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Și poate cei care cunoașteți Biblia știți ce scrie în Apocalipsa 13, versetul 7. Fiarei, balaurului, s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Acum, cine biruiește? Biruința împotriva sfinților, după spusele Domnului, poate merge maxim până la uciderea trupului. Și atâta tot. Însă biruința Domnului și a sfinților săi este finală, este veșnică. Să vă ajute bunul Dumnezeu să vă numărați printre biruitori. În Apocalipsa 15 este scris că în fața tronului lui Dumnezeu, citesc de la versetul 2, am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână. Acolo se ajungă orchestra dumneavoastră și noi toți să facem parte din acel alai binecuvântat. Acolo stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Avem noi o cântare frumoasă care spune ostași al Domnului Iisus. Da, dragii mei, trebuie să recunoaștem, chiar dacă acum nu se mai face armată, tinerii nu știu ce e aceea, să dea bunul Dumnezeu să nu fie război din ăsta, noi suntem într-un război puternic. Când s-a adresat îngerilor bisericii, bisericilor, după cum scrie în Apocalipsa capitolul 2 și 3, știți cu ce se încheie fiecare mesaj? E mesaj către biserici, către luptătorii din biserici. Celui ce va birui. Ne vom număra printre biruitori? Mai întâi să dea bunul Dumnezeu să ne numărăm printre luptători. Și nu oricum. Trebuie să fim înarmați, echipați corespunzător. Spune Scriptura, Efeseni, capitolul 4, texte cred cunoscute, le aduc în față, dat fiind ideea aceasta, versetul 6, capitolul 6, versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Nu e vorba de arsenale convenționale, atomice. Ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Și mulțumim Domnului că cei doi despre care se citește în această seară, Pavel și Sila, s-au numărat printre biruitori în noaptea aceea. Puterea diavolului a fost înfrântă. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Cum spunea Domnul, împărăția mea nu e din lumea asta, nu facem aici revoluții. Nu. Când au avut loc cruciadele, știți, din jurul anului 1000, au plecat din Europa, a fost o afacere slabă. S-au dus să elibereze Ierusalimul. De cât l-au ținut eliberat? Aproximativ 100 de ani. Și apoi iar au venit turcii și au stăpânit până la primul război mondial. Acum iară sunt adunați acolo în jur că la Ierusalim nu oamenii vor fi victorioși, ci însuși Domnul. El se va prezenta, spune Cartea Sfântă. Luptăm împotriva căpeteniilor, domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, repetă îndemnul, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Biserică din Lugoș, dacă ai început evangelizarea, echipamentul pe voi. Și cei ce vreți să fiți înrolați în această armată sfântă și conștientizați în ce context, în ce condiții ne luptăm, trebuie să fim gata de luptă. Dar să ne îndreptăm spre textul nostru pentru a vedea bătălia care s-a dat acolo.
Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă. Rețineți expresia asta. Dar cui roabă era? Aparent a unor stăpâni acolo, care aveau un business după ea, nu? Era ca un fel de aparat. Ghicea. Și a venit vorba lui Pavel ca o fulger, a trăsnit aparatul și nu mai funcționa. Și s-au deranjat. Dar de fapt ea era o roabă diavolului. Dar interesant ce a spus beata de ea, nu știu cum interpretați aceasta. S-a luat după Pavel, după ceilalți, și a strigat și nu odată. Oamenii aceștia, atenție, sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt. Adică ea a spus diavolul ăsta adevărul. Eu sunt roabă, ăștia-s robi, numai că eu sunt roabă la o tabără, sunt într-o tabără, într-o armată, și ăștia sunt în altă armată. Da. Pun întrebarea și în felul acesta. Cine ți este stăpân? A întrebat acest comandant de penitenciar, pe Pavel și Sila, după episodul cu cutremurul, ce să fac ca să fiu mântuit? Nu știu de unde a avut expresia asta de mântuit. O regăsim și în cuvintele roabei, că acești oameni vestesc calea mântuirii. Și Pavel răspunde foarte esențial, crede în Domnul Iisus. Adică trebuie să știi că există un Domn. Domn înseamnă stăpân. Sunt cele două stăpâniri. Cine te stăpânește? Cine ți este Domn? Al cui rob ești? Și vor fi unii care nu recunosc că sunt robii diavolului. Amintiți-vă de o discuție pe care o întâlnim în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Domnul a spus unora, sunteți robi și din nefericire nu a lui Dumnezeu. Că să fii robul lui Dumnezeu, cum spunea Pavel, rob și apostol, frumos, în veșnicie robii lui vor sluji. Și s-au deranjat evreii în orgoliul lor, în unicitatea în care se credeau ei. Și-au răspuns Domnului, noi suntem robi copiii lui Avram. Și Domnul îi spune pe 39, dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptul lui Avram. Că a mai fost unul scris pe el într-o pildă, cum i s-a adresat lui Avram când a ajuns dincolo? Părinte Avrame, a mai făcut ceva pentru el părintele Avram? Era vorba în vânt părinte Avrame, că el nu era fiul lui Avram. Au recurs iudeii la o exprimare mai categorică. Citeți versetul 41. Noi avem un singur tată, pe Dumnezeu. Aici în sală puțin probabil să fie musulman. Am venit eu odată de la Suceava până cel puțin la Deva cu un musulman din zona dumneavoastră. Luase o româncă, o bănățeancă și mi s-a lăudat spunând am convertit-o la islam. Dar aici socotesc că sunteți toți creștini. Și v-ar suna frumos să spuneți, l-avem pe Dumnezeu ca tată, noi suntem religie creștină, Domnul Iisus, îl recunoaștem și noi ca Domn. Dar Domnul a fost foarte categoric și le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, mi-ați iubit și pe mine. Apoi le spune un cuvânt greu. Voi aveți de tată pe diavolul. Da, cum spuneam adineauri, diavolul îi place să creadă oamenii că sunt al lui Dumnezeu, când de fapt sunt ai lui. Și din cei care cred că sunt al lui Dumnezeu, dar în fond nu sunt, citesc din Matei 7, abia în ziua aceea își vor da seama, se zice de la versetul 21, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și 22, și se vor lăuda cu anumite realizări religioase. Și Dumnezeu le va spune, eu nu vă cunosc. Ce tată-i Dumnezeu care nu-și cunoaște copiii? Prea mulți de aia nu știe. E îmbătrânit de zile și a uitat. Nu, dar oamenii au avut impresia că sunt cu Dumnezeu și nu erau. În textul nostru este scris, și asta vreau să rețineți în primul rând, oamenii sunt înrolați în armata diavolului, îi fac voia fără să fie conștienți
și se luptă împotriva poporului Dumnezeu, a sfinților. Uitați-vă pe glob ce persecuție este. Recent îmi trimitea cineva o informație despre Somalia. Acolo se spune, nu-i loc pentru creștini în țara aceasta. Și sunt atâtea țări, în mod deosebit, în zona musulmană, dar și, cum știți, în Asia, unde nu sunt suportați. Dar dacă privim și spre apus, dragii mei, unde lumea se crede liberă, cultă, civilizată, poți să vorbești ce vrei, să vorbești de toți vrăjitorii, să spui toate minciunile, să accepți toate perversiunile, numai nu cumva să spui de Dumnezeu. Probleme pentru profesorii de la școală. Știți cum s-a întâmplat în America după anul 1962 sau când a fost acel proces celebru? Când au scos să nu mai fie nicăieri referire la Biblie în instituții. Cum adică? Comuniștii se luptau pe de o parte, democrații se luptau pe altă parte, că de fapt pe pământ conflictul nu între socialism și capitalism, între Dumnezeu și diavolul. Și spune Scriptura în Efeseni, capitolul 2, citesc de la versetul 2, trăiați după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, sub coordonarea diavolului. Și când au ajuns ai Domnului acolo în Filip, știți cum au ajuns, care cunoaște Scriptura. Pavel se gândea unde să meargă, în zona Asiei Mici. Și într-o noapte a avut o vedenie, un om sta în picioare și i-a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Însăși din expresia asta înțelegem că e un conflict, e un război în toată puterea, ajută-ne, vin un ajutor cu forțele care Dumnezeu ți le-a dat. Mai întâi Pavel a mustrat duhul din acea roabă, a fost eliberată, a devenit și ea sănătoasă, normală, nu mai ghicea, de acum avea doar o logică, o rațiune obișnuită. Și atunci diavolul, că știți cum e diavolul, e ca și cu îndrăcitul acela din Gadara. Îl chinuia în toate formele. Și când Domnul a poruncit să iasă afară, ce au zis? Nu ne scoate afară, nu ne trimite în adânc, nu ne trimite în pustie, să intrăm în porci. Diavolul și demonii toți când au ieșit din acea roabă, unde au intrat? În oamenii de acolo. Drept dovadă împotrivirea lor față de Sila, Pavel și misiunea aceea. Au târât pe Pavel și pe Sila înaintea fruntașilor, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetate. Dar cu ce au tulburat-o? Pocăiții nu tulbură, nu fac rău. Când s-au deschis ușile închisorii, comandantul penitenciarului vrea să se sinucidă, pentru că la romane exista legea, dacă nu i-ai păzit, știți, când au avut naufragiu spre Roma, de teamă să nu scape vreunul că ar fi plătit cu viața, a zis, oricum sunt condamnat la moarte. A vrut să se sinucidă. Și scrie în versetul 28, Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău. Ar fi putut acum Pavel să îi facă vreun rău. Nici vorbă. Pocăiții nu fac rău la oameni, ei nu se bat cu oamenii, ei se bat cu diavolul. Numai oamenii cred că pocăiții le stau împotrivă, ne tulbură cetate. Uite, a venit aici la noi și așa, și așa. Numai mulțumim Domnului că libertate, dar nu știm cât mai ține. Dar și acum, dacă merg și vorbesc despre Domnul, despre pocăință, despre mântuire, oamenii se vor deranja imediat. Ne tulbură cetatea și vor să ne schimbe obiceiurile, obiceiuri pe care noi romani nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat împotriva lor dregători, au pus să le smulgă haine de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Pentru ce? Știți ce a spus Domnul Iisus celor ce l-anchetau și îl chinuiau? A spus unuia, de ce mă bați? Dacă am spus rău, arată-mi ce am spus. Au căutat martori când se losândească pe Domnul Iisus, dar nu existau mărturii.
Și cum l-au convins și pe Pilat? Știți? Cu gălăgia. Ca și cei descriși în altă parte în Cartea Faptelor Apostolilor. Au strigat două ore. Mare Diana Efesenilor. O închipuire, o ezeiță. Pilat a rezistat, a spus, dar eu trebuie să judec după dreptul roman. Și atunci a venit exact cu ceea ce eu discut cu dumneavoastră. A zis, dacă îi dai drumul lui care a zis că e împărat, înseamnă că nu ești prieten cu cezarul care e împărat. Că de fapt asta e toată problema. De partea cui te situezi? A Domnului sau a diavolului cu tot ceea ce face în lumea aceasta? Și iată că poate ne întrebăm, de ce a îngăduit Domnul ca sfinții săi care s-au dus să vestească Evanghelia să ajungă în închisoare, să fie bătuți, să smulgă hainele de pe ei? Au avut răni, pentru că scrie mai apoi că le-a spălat rănile, au rămas cu durerile, povestea fratele Simeon Man, poate ați auzit mărturia lui, când s-a dus în zona satul mare, Maramureș, fratele rus Elisei de la, din zona Bistriței și s-au adunat într-o noapte și au venit jandarmii cu primarul, cu preotul, parcă toți n-aveau altă treabă, numai împotriva pocăiților. Au deschis geamul și au fugit bieții frați și surori. Fratele ăsta era tânăr, a rămas în casă și cu bătrânul. Nu era chiar bătrân fratele său, dar el n-a plecat. Și au luat pe amândoi, i-au dus, i-au bătut. Povestea că i-au legat cu picioarele așa de o grindă și i-au dat peste ei până când au rupt mai mulți par de fasole. Și dimineața a întrebat, erau plini de sânge, n-ați murit? Și spunea fratele că au zis la jandarmi, ce noi am fost mai tari ca voi. Mă, cum mai tari ca noi, că v-am bătut, tot v-am sângerat. Și noi am putut răbda. Și s-a schimbat regimul acela și biserica a mers înainte. Este un secret în aceste persecuții. Pe bună dreptate se spune că sângele martirilor este semânța creștinilor. Diavolul nu jubilează atunci când creștinii rabdă. El știe că e pierdută bătălia. Diavolul nu s-a bucurat când a murit Domnul pe cruce. S-ar fi bucurat dacă încerca să se dea jos de pe cruce. De aceea i-a zis prin oameni, dă-te jos! Nu, nu? Când poți să rabzi și să taci, vor rămâne mărturii, rugăciunea care au făcut-o apoi, a făcut să vină îngerii lui Dumnezeu din cer, dar sunt astfel de bătălii îngăduite, cum a fost bătălia Domnului în pustie. Scrie apoi în final, vă amintiți? Într-o evanghelie că au venit îngerii să-i slujească. Dar de ce n-au venit mai repede cu pâine? Să nu vină diavolul cu ispitirea. Asta e specificul bătăliilor noastre. În aceste condiții se dă lupta pentru evanghelie. Pare mi se că v-am spus cândva un caz din zona Sibiului după Revoluție, un frate a vrut să facă evanghelizare într-o zonă. Și nu, nu, putea. Era o împotrivire, oamenii se răsculau, ba și alte piedici, materiale uneori. Parcă totul era împotrivă. E o luptă. S-a rugat mai intens, a început să postească și într-o noapte a visat că în zona aceea era un birou mare, cum ar fi fost un castel a unui șef, care i-a zis, ce vrei să faci aici? Ce cauți în zonă? De ce ai venit aici? Și el vreau să fac o biserică. Nu se poate. Și în timp ce el spunea că vreau să fac, celălalt spunea că nu se poate, au intrat acolo doi oameni de la o altă biserică, ce era acolo în zonă, o anumită confesiune. L-au salutat respectos pe șeful și au zis, vezi, pe ei am lăsat să deschidă, cu ei colaborez, tu n-ai decât două șanse. Ori colaborezi, plătești tribut, ori într-un an jumate te scot de aici. Și îl învis, a zis, eu cu tine nu colaborez. Dar pentru că n-a fost ajutat de biserică și de alții, a trebuit să renunțe la evanghelizarea în zona aceea. Că diavolul întâi vrea să nu fie biserică, să nu afle oamenii. De ce n-a spus roaba asta că există o cale a mântuirii până n-a venit Pavel și Sila acolo? De ce n-a spus? Nu știa? Intra Domnul prin sinagog și spuneau demonii, te știm cine ești. Dar eu întreb, de ce n-au spus înainte a venit Domnul pe pământ că e Hristosul, este Hristos? De ce n-au spus înainte? N-are diavolul interes să afle oamenii.
Dar după ce ajunge vestea mântuirii și nu mai poate opri, apoi vrea să fie o colaborare. Și se spune, uite, facem pace. De aceea poate unii interpretează și biserica asta, de ce sunt ei mai radicali? De ce nu acceptă ceea ce este în lume? Pentru că nu putem să împăcăm pe Dumnezeu cu diavolul, dragii mei. Nu se poate. Nu se poate să coabităm în forma aceasta. Ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. Să ne ajute bun Dumnezeu să facem o diferență foarte clară. Pavel n-a cedat. N-a acceptat ca femeia asta să le facă reclamă. Cum s-a întâmplat, scrie în cartea Ezra și Nehemia, după întoarcerea din robie, evreii aveau puține resurse să-și construiască templu, să rezidească Ierusalimul. Și au venit din ceilalți, amestecătura ce era acolo, samariteni. Vrem să vă ajutăm și noi, că doar și noi aducem jertfe la Dumnezeu. Și spuneau adevărul. Da, vă amintesc pentru cei ce cunoașteți Biblia, 2 Împărați, capitolul 17, ei aduceau jertfe la Dumnezeu, dar aduceau jertfe și la Dramalec, Șanamalec și alți zei. Și au spus, nu, voi n-aveți nici sorți, nici parte la Ierusalim. Nu se poate în felul acesta. Dumnezeu cu diavolul nu vor fi în aceeași tabără niciodată. Apocalipsa 12 descrie că a fost un război în cer, războiul ăsta s-a mutat aici pe pământ, este frontul numărul 1 și aici suntem angrenați și noi. Să ne ajute Domnul să fim biruitori. Biruitori prin predicarea unui adevăr curat. Biruitori prin a răbda suferințele. Spune Scriptura, Apostolul Pavel, citesc 2 Timotei, capitolul 3, aici spun asta pentru frați și surori. Pentru că în vremea noastră întâlnim de toate. Scrie despre unii care au trecut, au pacificat cu diavolul, dar rămân mai departe religioși. Cum se întâmpla în țările comuniste, este și acum, de exemplu, la Fenian, capitala Coreei de Nord, este biserică în capitală. Dar rest, dacă se trece vreun la creștinism, nu e vorba de pocăință, poate fi și ortodoxie și catolicism. Este dus în lagăr cu tot neamul. Dar tu ce caută biserica aia acolo ortodoxă la Fenian, liberă în capitală? Bă, ce e o biserică controlată, care, cum era și în vremea comunistă? Povestea un frate, a fost persecutat, a stat mult în închisoare, că a avut un vis într-o noapte, el era slăbit, în haine murdare, și undeva la o anumită distanță era o femeie drăguță, îmbrăcată, extravagant. Și spune, de ce stai acolo? Este frig, sunt condiții ingrate. Vino la mine, stai cu mine, eu îți dau haine. Și spune, ce va să fie asta? Dimineața au venit autoritățile, cum se întâmpla și la noi în vremea comunistă. Auzi, de ce să rabzi? Accept să fii în biserică, să colaborezi cu noi, să ții cont de Partidul Comunist, ții și predica ta, lauzi și partidul, și te facem episcop. Fratele a rămas mai departe în închisoare. El povestește că Dumnezeu l-a eliberat apoi în mod miraculos, că are Dumnezeu puterea aceasta. Dar în vremea noastră acest compromis nu-i ca atunci. Este cum vă citesc aici. 2 Timotei, capitolul 3. Versul 5. Având o formă de evlav, dar tăgăduindu-i puterea. Învață totdeauna, n-a ajuns niciodată de plină cunoștință adevărului. Și acum spune Pavel despre el, versetul 11, tu ai urmărit îndeaproape prigonirile, suferințele, că nu numai în Filip a răbdat el, în Antiohia, în Iconia, în Listra, știi ce prigonire a răbdat, totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Dragii mei, dacă va fi să fie persecuție, să ne dea Bun Dumnezeu harul, să rezistăm. Și dacă e vorba de compromisuri în vremuri de libertate, să ne dea Bun Dumnezeu harul să rămânem curați, să rămânem de partea Domnului și a Evangheliei Sfinte, Doamne ajută! Și dacă este nevoie ca Dumnezeu să facă vreo lucrare, are toată puterea să o facă, să ne vină în ajutor, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu are mijloace la îndemână ca să lumineze mintea oamenilor.
Este scris că Pavel și Sila au rămas în închisoare, au început să cânte. Astea sunt forțe spirituale. Rugăciunea, cântarea, cuvântul, astea sunt armele noastre. Postul, rugăciunea, viața sfântă. Și a intervenit Dumnezeu, îmi povesteau recent niște frați, că într-o localitate mai mult de 10 ani nu se pocăise nimeni. Și-au făcut evangelizare, dar în loc să se pocăiască oameni, se duceau în lume copiii fraților. Și unii au zis, trebuie făcut ceva. Și-au intrat și au fost un cuvânt profetic să intre în 3 zile de post. Și Domnul a descoperit că femeia care lucra la cârciuma din sat, împreună cu 2 fete, se vor pocăi. Unii au fost mai sceptici și au zis, poftim, alea să pocăiască. Au zis, nu postim. Dar cei ce au crezut cuvântul Domnului au intrat în 3 zile de post. După cele 3 zile de post, a venit acasă bărbatul acelei femei, deși aveau 20 de ani de căsnicie, și a scos-o în stradă cu haine de pe ea. Avea 2 fete și un băiat, fetele au zis, dacă o scoți afară pe mama, ieșim și noi. Și unii să se ducă la părinții ei, bătrâni, 2 case mai încolo de locul unde Domnul vorbise că vrea să-i cheme la mântuire și lucrul s-a făcut în câteva zile. Dacă nu o dădea bărbatul afară, nu se pocăia. Dar Dumnezeu are toate metodele la îndemână. Povestea celălalt frate când s-a dus lucrarea cu luptă spirituală, cu post, cu rugăciune. A venit o femeie, nimeni nu s-a așteptat pe aceea să o vadă în biserică. A zis, asta este împotrivitoare, nu vrea să pocăiască. Și când se ridică un frate să predice, dă Domnul un cuvânt de prorocie și spune, ascultă femeie, care noaptea nu poți să dormi, când visele tale vezi numai animale sălbatice și auzi răgnete. Femeia a căzut în genunchi acolo între bănci și a început să plângă. La urmă a zis, pentru mine o predică, ea nici nu știa că aia e prorocie, dar l-a văzut că predică, a crezut că aia e și aia e predică. A fost pentru ea. Și a zis, pe mine astăzi mă botezați. Frații au zis, noi avem botez peste o lună, nu te putem boteza să... Dar să mai îndur eu încă o noapte și încă o lună de nopți din astea de coșmar? Și n-au putut-o liniști frații în mahul cuvintele, noi ne rugăm pentru tine și de la noapte o să dor liniștit. Și femeia au zis, dacă nu dorm mâine dimineață pe capul vostru, pe mine mă botezați. A venit zilele următoare și a spus, ce bine e să dormi liniștit și să nu te mai tulbure diavolul. Pe Pavel și pe Sila nu i-ar fi lăsat rănile să doarmă, dar altfel aveau pace în inimă. Și asta e mare har, mărit să fie Domnul. Dragii mei, să luptăm și să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-și sprijinească biserica în a transmite un adevăr curat, în a trăi o viață sfântă, în a vedea toți dragostea care o au, să se minuneze. Ce a spus Domnul Iisus? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Uneori poate am vrea să ne cunească oamenii că suntem mai Domnului prin minunile care le facem ca și Domnul, nu? Dar Domnul nu i-a învățat pe ucenici, nu le-a dat putere numai să facă minuni. Când exista câte o disensiune între ei și mai discutau pe drum, zic, ce ați vorbit? Când au venit 2 și unii s-au gândit care să fie mai mare aici, dar alții am zis că au fost mai pocăiți și au vrut să fie mari numai dincolo. Și Domnul i-a luat și pe ăștia la rost și a spus, e treaba tatălui, cum îi va așeza? Și apoi a zis, ai de gând să așezi împărăția, că aveau și ideile lor politice, religioase, naționale. Și a zis, Domnul, nu treaba asta a voastră. Treaba voastră este să primiți Duhul Sfânt și să mergeți până la marginile pământului. Nu știu dacă ați citit cartea Veșnicia din inimile lor. Acolo este descris, printre altele, următorul caz, undeva un trip, mai știu exact în ce parte a globului, avusese păstrat așa din moș strămoș ideea că trebuie să vină cineva să le spună despre mântuire. Și-au cerut ei, interesant, nu erau politeiști, deci nu aveau mai mulți idoli. Știau că e un singur Dumnezeu în cer. Și se rugau în felul lor.
Și Dumnezeu i-a trimis pe doi misionari, le-a dat un indiciu unde să ajungă, să se oprească la o fântână și să vestească oamenilor acolo mântuirea. S-au pocăit vreo 100 dintr-o dată că ei așteptau să vină cineva. Știți că și femeia samariteancă știa că va veni Mesia? Mulțumim Domnului că a venit și la noi. Și rugăm pe Domnul să-și continue lucrarea prin puterea Duhului Sfânt. Spunea Pavel, prin semnele care le face, prin suferințele care le răbdăm, prin felul în care văd oamenii dragostea noastră. Da, oamenii când se pocăiesc, trebuie să știe că trec dintr-o tabără în alta. Să știe că schimbă stăpânul. Au slujit mai înainte diavolului și acum vor să slujească Dumnezeului celui viu. Mărit să fie Domnul! Când a întrebat temnicierul ce trebuie să fac, Pavel a spus: și Sila cred în Domnul Iisus. Deci mai întâi vorba de una din tabere, de cine-i Domn, dar apoi trebuie să crezi. Și aici e problema. Spune în a doua Corinteni, capitolul 4, citesc cuvintele Apostolului Pavel: noi acum suntem la predică, iată care este misiunea mea de la versetul 2, ca unii care am lepădat meșteșujile rușinoase și ascunse. Adică nu vreau să vă duc de minte, să mă joc așa cu sentimentele dumneavoastră, să vă seduc în vreun fel, să vă promit ceva. Nu umblăm cu vicleșug, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, deci dacă nici după ce prezint adevărul curat, corect, fără vreun interes, cu asta se justifica Pavel în fața corintenilor, zicea: ce-am câștigat eu de la voi? Am făcut eu vreo afacere în Corint? V-am spus adevărul. Și dacă nici așa oamenii nu pricep, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, conștienți sau inconștienți, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Diavolul își focalizează toate forțele în a lăsa întuneric peste minte, în a nu crede oamenii. Pentru că mântuirea vine prin credință și interesul principal al diavolului este ca omul să nu creadă. De aceea vrem să vestim cuvântul, că în urma vestirii unui cuvânt adevărat, prin auzire, vine credința și Domnul s-o lase în biserică aici. Ca oamenii să creadă și să se întoarcă la Dumnezeu. Aceeași idee a trecerii dintr-o tabără în alta și a credinței este menționată de Apostolul Pavel, care justifică în fața dregătorului roman și a împăratului Agripa activitatea lui. Fapte, capitolul 26, iată ce i-a vorbit lui Dumnezeu. Hai să o iau mai înainte. Capitolul 26, de la versetul 9. Sfântul Apostol Pavel, dragii mei, dacă mă ascultă și copiii, le spun la urmă și lor ceva, repede. Apostolul Pavel în ce tabără a fost? Cu Domnul sau cu diavolul? Inițial a fost cu diavolul, dar el cu cine credea că este? Cu Domnul. Și ascultați ce se confesa el la urmă. Fapte 26, versetul 9. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva lui Iisus din Nazaret. S-a bătut pe față împotriva Domnului Iisus. Până când a ieșit Domnul în față, scrie în Fapte, capitolul 9, pleca să aresteze pe alții, îi băga în închisoare. Bietul Pavel și-o fi amintit în închisoare de cei pe care o fi băgat el în închisoare. Cum să-i judece pe ăștia că el a fost ca ei, nu? Fapte, capitolul 9, versetul 4. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus. El era olimpic, am putea spune, dacă e vorba de școală. Era mai înaintat decât toți în religia lui și știa despre Mesia, că trebuie să vină. Dacă abieții evrei din zilele noastre tot îl așteaptă și acum, Domnul să li se descopere. Dar mai întâi nouă, când se duce de la noi la ei, nu mai vine iar la noi, gata. Acum e rândul nostru. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus.
Și a stat, ce convulsii au fi fost în mintea lui, 3 zile în post. Păi ce-a fost în capul meu, mă? Cum n-am priceput? Și-a luat scripturile și le-a citit din nou, stimați prieteni care sunteți aici. Dacă vreți ca Dumnezeu să vă lumineze mintea, ascultați predici, dar mai presus decât asta, luați Cartea Sfântă și citiți-o. Ca să vedeți care e voia lui Dumnezeu. Cum suntem de partea lui Dumnezeu? Ce înseamnă a crede ce e scris? Să nu rămânem în întuneric. Și când s-a dat seama, s-a botezat și spune, revin la depoziția lui în fața regelui Agripa, Fapte capitolul 26, spune despre felul în care Dumnezeu i-a vorbit, citesc de la versetul 16, sunt cuvintele lui Dumnezeu, scoală-te, stai în picioare, căci m-am arătat ție să te pun martor atâta lucruri pe care le-ai văzut și așa ce mă vedea făcându-mă. Te-am ales, te trimit să deschizi ochii ca oamenii să se întoarcă de la întuneric la lumină. Asta înseamnă să treci de la necredință la credință. Este echivalentul să treci de la întuneric la lumină. Diavolul este specific întunericul. Domnul Iisus a venit să aprindă lumina și noi să pricepem. De aceea sfinții trăiesc în lumină și vestesc lumina. Ca să se întoarcă și să iasă de sub puterea satanei, să vină la Dumnezeu, Doamne, ajută-ne! Oamenii sunt sub puterea satanei. Îi ține prin necredință, îi ține prin interese materiale, îi ține prin plăceri de o clipă ale păcatului. Dar dacă oamenii ar gândi așa frumos, corect, nu neapărat după ce termine o predică în seara să se spune, gata, predicatorul a avut dreptate. Se gândească fiecare. Citind în Scripturi, vedea că Dumnezeu ți se adresează. La o biserică mergea un ofițer și la urmă s-a dus la predicator și i-a spus, domnule, m-am tot interesat, cine mă deconspiră pe mine? Tot ce îmi spui, zici că îmi știi povestea. M-am gândit, din unitate am un informator sau de acasă mă părăște cineva. Și predicatorul a spus, domnule, noi nu ne ocupăm cu așa ceva. Să aflăm informații despre voi și apoi să ne adresăm. Noi vorbim din Scripturi și Scripturile cunosc oamenii că e Duhul lui Dumnezeu. Am fost acum, nu demult, la Oțelul Roșu și spunea un bărbat care este în anturajul de slujbă al preotului. Mi-a zis la urmă, și domnule, dar o jumătate de oră numai cu mine ai vorbit. Zic, Evanghelia îți vorbește, nu eu, eu am citit ce-i scrie. Dumnezeu vrea să-ți lumineze mintea. Lasă-te luminat, citește Scriptura și vei vedea că Dumnezeu îți vorbește și vrea să-ți lumineze mintea, slăvit să fie Domnul. Povestea fratele Mitric de la Bivolărie, acum a trecut la Domnul, la bătrâneți, era prin anii 50 și părinții au început să umble la adunare, atunci erau puțini pocăiți acolo. Era o zi de, cum se spune, de învierea Domnului. Eu vreau să meargă la înviere, la slujbă, să se distreze, că erau băieți, nu de religiile ardea lor, de joaca de acolo. Da, așa a dat Dumnezeu, că Dumnezeu se pricepe la lucrări din asta, a dat un somn peste toți până la ora 8. Nici vreun vis nu l-a întrerupt la vreunul somn. Când s-au trezit, tatăl său și mama s-a zis, noi mergem la adunare. Ei au zis, nu se mai merge la înviere, că s-au dus. Au plecat părinții și apoi se înțeleg ei 5 băietani, cum spun bucovinenii, așa puternici, soliți, băi, mergem și noi să ne legăm de pocăi. Ce au ei cu tata și cu mama? S-au dus, s-au pus toți pe o bancă, au zis, dacă mișcă cineva, sărim la ei. Dar aici a venit un om de ordine, așa blând, și ne-a poftit în față și așa ne-a pachetat de n-a rămas doi lângă oaltă. Și a început ora de rugăciune și zice, mai căutam după frații mei pe unde sunt. Și când m-am uitat la un moment dat, toți plângeam. Dumnezeu începuse să-i cerceteze. Au zis, frații, când ne-au văzut că toți din casă vrem să urmăm calea Domnului, au venit la noi, au început să ne citească, ne-au îndemnat cum să studiem și noi Scriptura și a început stăruința după 2 săptămâni. Și Duhul Domnului spune lui, avea o chemare, a ajuns prezbiter,
ție vreau să-ți dau Duhul Sfânt în seara asta și un dar. Și apoi va fi botezat cu Duhul Sfânt fratele tău. El, ca noi oameni. Nu, nu, întâi fratele o să văd cum îi. Și necredința asta l-a costat 5 ani de stăruință după aceea. Și atât a postit, și atât s-a rugat. Auzi când te cercetează Dumnezeu cu credință, mărturisește-o și dă dreptate lui Dumnezeu ascultându-l. Îmi povestea că până la urmă Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, lucra undeva la CFR și a trecut pe la o familie. Orice moment de rugăciune vrea să-l valorifice. Și se temea că rugăciunea lungă, la CFR trebuia să intre punctual în orar. Și Domnul i-a vorbit prin acea soră. Acum a venit vremea, zice Domnul, să mă îndur de tine și nu te teme că vei ajunge la serviciu la vreme. Problema a fost alta. Așa puterea a venit peste el la stăruință, încât atunci când a luat serviciu, nu putea vorbi românește. Era harul lui Dumnezeu. Zicea, ce o să spună ăștia? O să creadă că-s nebun. Acum eu vă spun ce mi-a spus mai departe. Poate sunteți dumneavoastră care nu cred ce vă spun. Că eu de despre credință vorbesc. Așa-s lucrările lui Dumnezeu. I-au spus ce are de făcut pe tura lui. Noaptea aia a fost de activitate, dar rugăciune, har. Dimineața deja putea să vorbească românește. A mai scăzut viitura aia de apă ce a venit peste el și îl lua. Și se gândea el, ce vor zice ăștia, mă vor întreba ieri. Noi spuneam una, tu ne spuneai alta. Și avea așa o emoție, să nu fie vorbită de rău calea Domnului, ce vor spune, pocăitul a fobiat. Ce vorbea? Și Duhul Sfânt îi spune, auzi, vei vedea din reacția lor că nu va fi nicio problemă. Bună dimineața, a preluat următorii tur, a venit șeful de aseară, nicio problemă. S-a dus acasă, s-a întrebat, Doamne, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? Și Domnul îi spune, tu ai vorbit în alte limbi, dar Dumnezeu i-a făcut pe ei să audă românește. Asta v-am spus că poate nu credeți. Dar așa sunt lucrările lui Dumnezeu. Pline de putere și de har. De aceea, dragii mei, a venit la pocăință. Nu înseamnă că sunt prieten cu ei și îmi place să vin cu ei. Nu înseamnă că cineva te ajută, vin la pocăință că pocăiții te ajută. Nu. Vin la pocăință că scap de știu eu ce, sau sunt bolnav, sau vreau să mă căsătoresc, iau o fată la pocăință. A venit la pocăință înseamnă a întoarce spatele diavolului și a te încolona după Domnul Iisus Hristos. Dar asta nu se poate numai dacă crezi. Dacă crezi, celui ce crede, toate lucrurile sunt cu putință. Dumnezeu lucrează în așa fel încât spunea Domnul Iisus că atunci când vine Duhul Dumnezeu e ca vântul. Nu știi de unde vine, încotro se duce, îmi vine minte cazul unui frate care a scris cartea Ridicați-vă, începe judecata, Fedotov. Este interesant. A făcut 18 ani de închisoare. Odată 10, odată 3 și după aia 5. Și te întreb, de ce nu l-a eliberat Dumnezeu? Dar iată, așa lucrează Dumnezeu. Și odată nu mai știau ce să facă cu el, l-au băgat într-o celulă. Era un cecen acolo, un om foarte solid, o salutat, nici bună ziua, nici bună seara. Și fratele obosit așa s-a lăsat pe spate și a dormit. Și noaptea a visat că o pasăre de pradă a venit asupra lui și vrea să-l distrugă. El știa în vis că s-a rugat prin Duhul, pasărea aceea a dispărut și dimineața când s-a trezit, s-a uitat la singurul coleg de cameră, cecenul acela, stătea în aceeași poziție ca aseară, dar de data asta foarte speriat. Cum am văzut că se mișcă fratele nostru, cine ești, de unde ești? Și uite, sunt închis pentru credință. Și tu n-ai văzut că eu sunt singur aici în celulă? Tu știi la ce mă folosesc aceștia? Eu sunt călău închisorii, de care nu știu cum să scape, că nu-i pot să-i făurească un proces, îl bag aici, eu sunt un criminal de serie. Cum te-ai culcat, am sărit pe tine să te strangulez. Și zice, tu mă vezi cât sunt? Cu cât sunt mai tare, mai greu ca tine? Așa m-a zvârlit o forță în patul meu, ca și cum ți-a zvârlit căciula. Cine ești? De unde ești? Și eu n-am nicio forță. A fost Duhul lui Dumnezeu. Dar știți de ce a făcut Dumnezeu așa?
Dumnezeu a hotărât ca acel criminal să se pocăiască acolo. Mai mulți ani, pentru că viața lui s-a schimbat, i-au schimbat sentința. Fratele a încă în închisoare și ăsta s-a liberat și fratele a dat adresa lui mama lui. Și a zis mama lui, a venit la mine unul care s-a pocăit în timp ce erai tu cu el în celulă. Cum să ajungă Evanghelia și la acela dacă n-ajungea fratele acolo? Dumnezeu a îngăduit ca Pavel și Sila să ajungă în închisoare că a vrut să mântuiască comandantul. Cine ar fi avut acces la el? Cine să-l convingă? Numai puterea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu m-a avut în plan să mântuiască pe câțiva deținuți. Cum să ajungă Pavel la ei să le predice Evanghelia, nu? Îmi povestea un frate din Oradea, în urmă cu 30 de ani s-a îmbolnăvit grav, se gândea, mă duc la operație sau nu mă duc? Sau la rugăciune și Domnul îi spune printr-un proroc, frate, am văzut un salon cu 3 paturi, 2 sunt ocupate, unui gol și o să Domnul că e pentru tine. S-a dus, exact a fost așa. El și-a luat Biblia cu el, atunci nu erau cărți de cântări, erau numai caiete de cântări scrise. S-a rugat, s-a pus lângă pat, pe genunchi. Dimineața următoare iar s-a pus să se roage pe genunchi. Așa încet încerca să fredoneze o cântare și într-o zi unul din bărbații aceia spune, băi, tinere, tu știi cine suntem noi? Eu sunt arhitectul șef al județului, dumnealui este medic. Cine ție ai slujbe? Păi, zba joc de noi. Măcar că ar fi putut să spună, suntem și noi pacienți. Urmă, oamenii sunt păcătoși, sunt niște muritori. Dar până un altă se cred ceva, nu? Că unul e comandant de penitenciar, altul e primar, altul e demnitar. Sunt supuși satanei până un altă și unii nici nu-și dau seama. Și băiatul nostru, fratele, zice, mă scuzați, dar eu vreau să mă rog lui Dumnezeu să fie cu mine la operație și mie mi-e drag Dumnezeu și eu îi slujesc. Dar Dumnezeu îi spusese că îl trimite acolo, că trebuie să vorbească la cineva. Și când a fost într-o zi arhitectul afară, medicul îi zice, auzi, cât să-ți dau să-mi faci rost de o Biblie? Mie îmi place ce scrie. Da, așa lucrează Dumnezeu. Ca să ajungă Evanghelia și oamenii să fie luminați. Să treacă din întuneric la lumină, din tabăra diavolului în tabăra lui Dumnezeu. Și asta prin credință, să primească iertarea, să primească mântuirea. Mă bucur că Dumnezeu mântuiește și comandanții. Da, și la noi la biserică este un comandant de unitate, întors la Domnul, pocăit acum de vreo 2 ani. E major. Și sunt oameni de peste tot. Sunt și ultimii oameni, poate. Povestea un frate în America, pare mi se în New York, s-a terminat o slujbă și vine un homeless, cum spun americanii, un om de ăsta e pe stradă, care miroase, un oralac din ăsta. Păstore! Și ce repede am scos mâna în ban, să-i dau un ban să nu mai vină că mirosurile lui. Și Duhul Sfânt îi spune, ia-l în brațe că-i frate tău. Deci așa de puternic a fost vocea Domnului, încât n-am putut să rezist. Și când l-am luat în brațe, m-aș pupat. Îți du la casă și spală-l. Și l-am dus. Ce știți cine este? Acum. E unul dintre prezbiterii adunării noastre, spunea fratele. Mare-i Dumnezeu. El vrea să elibereze robii diavolului. Vrea să lumineze mințile oamenilor. Vrea să mântuiască pe cei mari și pe cei mici. A zis împăratul Agrica către Pavel, vrei să mă faci creștin? A zis Pavel, da. Numai fără lanțuri. Pocăiții și când sunt în lanțuri, vor să mântuiască pe ceilalți, le spun să nu facă niciun rău, Dumnezeu să vă cerceteze cu credință. Invitați oamenii la adunare, că aici Dumnezeu lucrează, le vorbește, îi eliberează. Povesteau frații din Bihor, o soră se întorsese la Domnul, soțul foarte rău, bătea, deși era un om mic de statură. Într-o zi a venit la adunare să facă scandal. Frații au zis, băi, ce face? M-a pus lângă el unul mai solid în caz că ceva, măcar să-l țină cumva, nu poți să te bați cu el, dar măcar să-l oprești, să nu facă rău. Și când a văzut că stă liniștit, fratele care era de pază, o sta și el să participe și el la slujbă. Și la un moment dat, fratele nu a mai fost atent și sare ăsta în sus. Dar nu pentru scandal. Când a sărit în sus, a fost cu lacrimi în ochi și a zis, și eu vreau să rămân cu voi. Și a rămas. A mai pierdut diavolul unul, ai câștigat Dumnezeu unul. Mărit să fie Domnul!
Dragii mei, treceți în tabăra lui Dumnezeu până e deschisă poarta. Că după ce se va închide, se va spune în final, duceți-vă cu... De fapt, duceți-vă cu trupa, cu șeful vostru. Ce durere va fi atunci. Să la diavolul să spui, măi, ai fost, te-ai mascat, bă, n-am știut cui slujesc. Dar ce frumos să recunoști pe Domnul și în ziua aia să te recunoască și să spună, vin o slugă bună și credincioasă. Ai suferit, ai răbdat, intră în bucuria stăpânului tău. Se vor șterge acolo lacrimi, se vor uita durerile. Ce ai răbdat pentru Domnul, pentru Evanghelie, vei fi răsplătit. Și vom fi pentru vecii vecilor cu Domnul. Se va încheia conflictul. Toți aliații diavolului vor fi arestați. Va fi acel iaz de foc, moartea a doua, dușmanii vor fi îndepărtați pentru totdeauna. Și este un cuvânt frumos. Eu citesc Biblia din copilărie, când m-am născut, o Biblie de-asta mică, au pus lângă mine părinții, că erau proaspăt întorși la Domnul. Dar pare-mi se că n-am dat de un verset, numai zilele astea l-am găsit. Am trecut-o pe acolo, dar nu mi l-a arătat Domnul cât e de frumos. Eu în copilărie aveam trăit la munte, aveam animale, între care și turmă de oi și încă pe vremea mea erau mai puțin lupi. Dar pe vremea tatălui meu spune că și-a făcut toată un balansoar din niște crengile unui copac și când el a fost atent acum să-și facă balansoarul și de oi n-a mai grijit, era lângă o pădure. Și când și-a dat prima dată, lupul tocmai atunci venea la oi așa, l-a șters pe păr pe lup. S-a speriat și el și lupul. Oile s-au împrăștiat. Zicea, mă temeam, bunicul știu, când un lup s-a pasărit la un vițel la noi, aveam undeva pe dealuri. Spune asta că ciobanii ar înțelege mai bine. Și zice aici că va veni vremea, Ezechiel 34:25. Voi îndepărta din țară toate fiarele sălbatice și oile vor putea locui în liniște și în pustie și vor putea dormi în mijlocul pădurilor. Că nu va mai fi niciun câine să le sperie de cum vreun lup. O, frumoasă va fi vremea aceea! Nu se va mai război nimeni împotriva sfinților. Nu se va mai împotrivi nimeni. Scrie în 1 Corinteni 15 că toate vor fi supuse lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi totul în toți. Va rămâne o singură tabără, biruitori și ăștia vor cânta și va fi armonie desăvârșită și fericire eternă. Și-o găsit Domnul aici să le spună evreilor că erau ciobani, vorba lui frații lui Iosif când s-au în Egipt. I-au întrebat faraon, voi ce sunteți? Ciobani! Ei, vă spun o veste bună ciobanilor. Va veni vremea când puteți lăsa oile în mijlocul pădurii, nu mai are nimeni treabă cu ele. Să ne ajute Domnul să fim lângă marele păstor. Și dacă tot am vorbit de oi, repede îngăduiți-mă să le spun ceva la copii. Să întreb dacă ei sunt oi sau capre, că la urmă taburile astea două se împart, oi sau capre. Spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vă citesc de la versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu. La cine se mai? La băieți sau la fete? Voi sunteți ascultători? Poate ce-s frate, dacă ar fi Domnul Iisus, l-am ascultat. Domnul Iisus a lăsat pe tata și pe mama și pe învățătoare și pe frații de aici să-i ascult. Și a spus Domnul Luca 10:16, și cineva ascultă pe voi, pe mine, mă, ascult. Dar care sunt așa căprițe, n-ascultă. Într-o biserică a fost o vedenie, acum recent, că erau toți împreună, oi și capre. Și frații din conducere au pus o strungă și au zis, staulul Domnului e aici, care vrea trece prin strungă. Și oile toate s-au dus, când ajungeau căprițele la strungă, se reau peste gard, nu ne băgăm pe acolo. Și au zis, Domnul, așa mi-aleg eu oile, care ascultă, e a mea, care n-ascultă, o mănâncă lup. Oile ascultă, copiii ascultători sunt ai Domnului. Neascultarea, 1 Samuel 15:22, foarte grav. Ori de câte ori nu ascultați, va păcăli diavolul. Și în ziua aia spune, ăsta e a meu. Când asculți, te recunoaște Domnul. În al doilea rând, scrie despre Domnul Iisus Hristos, Isaia 53:7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, să-l tai.
sau ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Acum, de tăiat nu ne taie nimeni, că nu-i persecuție, acum numai de tuns. Numai că nu știu cum se face că unii care nu soi, nici nu se tund cum trebuie, chiar dacă e vorba de tuns. Nu acceptă să-i îmbrace mama. Nu spuneau niște părinți, fetiță, pare mi se în Anglia, de 10 ani, băiat, nu vreau așa. Și acolo e mai problemă, că te spun la învățătoare, că părinții te forțează să umbli cu haine așa sau așa. Nu era vorba de batic, era vorba așa. Acum în Anglia, nu de mult, Biserica Anglicană a dat drept băieții să umble cu tocuri și cu fuste. Biserica Anglicană, nu statul englez. Și ei cred că sunt cu Dumnezeu. Oamenii sunt în tabăra diavolului și nu-și dau seama. Care oaie e plând? Voi stați liniștiți? A întâmplat undeva, era un băiat așa mai solid, temeau la hor în sat cum era pe vremuri și s-a pocăit. Așa blând și într-o seară se întorcea de la stăruință și alți băieți veneau de la hor. Zice, băi, ăsta e cu tare. Feriți-vă că vă lovește, era cel mai puternic. Dar ei beți cu curaj s-au apropiat, el când s-au apropiat, el cânta, unul a dat să-l împingă, el așa cu blândețe a zis, fiți liniștiți. S-au temut de el prin autoritatea lui Dumnezeu. Nu că ar fi dat vreun pum la careva, da? Oițele sunt blânde. Povestea fratele Simeonu, că l-ați cunoscut, s-a dus în America și a povestit cum a plecat într-o misiune, cum era atunci, că nu erau telefoane, și s-a întors înapoi, după 2-3 săptămâni, câțiva copii, și o doamnă, soră, cochetă din state, a zis, să fi fost soțul meu, să-mi faci de asta, și cum, și așa, și așa. Și bătrânul, cum vorbea așa încet, a zis, auzi, soră, mie Domnul mi-a dat o oiță blândă, nu o capră. Și în al treilea rând, dragi copii, mai e ceva cu oile astea. Și ca să vă fie ușor de ținut minte, v-am spus numai ceva cu A, B, C. Oile ascultă, sunt blânde și oile stau numai în colectivitate, adică numai în turmă. Dar eu am spus colectivitate să fie cu A, B, C. Ioan, capitolul 10. Sunt cuvintele Domnului, versetul 16, m-am și alte oi, nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Diavolul, dragi copii, vrea să vă izoleze, să nu mai vii la adunare, valabil și pentru cei mari. Ceva să nu-ți placă, oile stau împreună, ascultă-ți blând și care e blând stă acolo. Și când te-ai izolat de adunare, deja tu ești o oaie în pericol. Păstorul pleacă pe urmele tale, urgent, lasă 99. Și dacă nu te găsești, sau dacă nu vrei să vii, te pierzi. Dragi copii, veniți la adunare, veniți aici și aveți voi cu învățătorii, cu toți, foarte bine că sunteți aici. Când diavolul șoptește să nu te mai duci, să știi că vrea să te scoată din turmă. Domnul să vă dea îndurare. Și dacă mai aveți oi pierdute, la noi în biserică a fost un mesaj în vara lui 2016. Va veni vremea și voi cerceta, fii risipitori plecați peste hotare. Și anul trecut am avut un botez, l-am numit botezul fiilor risipitori. Vreo 8 au fost, dar din cei răzvrătiți. Și Dumnezeu i-a adus înapoi. Că are puterea să-i smulgă de sub puterea întunericului și să-i aducă în turma lui. Domnul să continue mai departe lucrarea în Europa, cu evanghelizare liberă, cu evanghelizare sub persecuție, dar să scoată oameni și să-i aducă în turma binecuvântată. Amin.